dispoziția domnului primar numărul 250 din 24 iunie 2018, a fost convocat pentru astăzi în ședință ordinară. Din consultarea condiției de prezență, rezultă că din cei 16 consilieri în funcție la data de astăzi, sunt prezenți un număr de 15 consilieri, lipsind motivat domnul Camară Nicolae, având o cerere de învoire. Rog pe domnul președinte să supună spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară. Dacă ați primit toți consilieri procesul verbal de la ședința anterioară, s-a studiat, dar sunt obiecții. Nu supunem la vot. Cine este pentru? Înainte de a intra în ordinea de zi, aș dori să vă informez că pentru luna viitoare, domnilor consilieri, se prezentați raportul anual de activitate, precum și doamna viceprimară, pentru luna iunie. Invit pe domnul primar pentru a prezenta ordinea de zi de ședință de astăzi, cu cele două proiecte care sunt supliment și au fost puse la dispoziție. 16 puncte plus 18 supliment. Da. Bună ziua și bine ați venit la ședința din data de 29.06.2018. Vă supun spre analiză și aprobare încă două puncte în afară de cele 16 de pe ordine de zi. Iar la momentul respectiv vă voi da citire în legătură cu proiectele de hotărâre, care sunt plus pe ordinea de zi. Două, da? Da. Da. Dacă suntem dacă de acord. Dacă sunt discuții, supunem la vot cine este pentru suplimentarea ordinii de zi cu cele două puncte. Pentru modificarea și completarea legii de numărul 393 din 2004 privind statutul aleșilor locali. În conformitate cu prevederile articolului 6 alineatul 1 și 2 din legea 393 din 2004 privind statutul aleșilor locali cu modificarea și completarea ulterioară. În baza prevederilor articolului 31 alineatul 2, 3 și 5 și ale articolului 115 alineatul 1 litera B din legea 215
din 2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare. În baza demisiei domnului Muraru Ion, înregistrată în sediul Instituției Primăriei Comunei Dobteana din 11 iunie 2018, având în vedere adresa numărul 81 din 12 iunie 2018 înaintată de către conducerea județeană filială Partidului Social Democrat, prin care se comunică că următorul pe lista de supleanță aleșilor local din 5 iunie 2016, domnul Paisa Nicușor, care este membru și face parte din organizația locală PSD Dobteana. Comisia propune validarea mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local al Comunei Dobteana al domnului Paisa Nicușor, supleant pe lista de candidați al Partidului Social Democrat la alegeri locale din 5 iunie 2016. De asemenea, se propune ca domnul consilier local Paisa Nicușor să facă parte din Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrativ, Domeniul Public al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii Comerț, respectiv membru al acestei comisii. Constituția și legile țării și să facă bună credință tot ce stă în stare și putere și începerea de a pentru binele locuitorii Comunei Dobteana. Așa să ne terminăm ziua. Se supune aprobării proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii din satul Cucuieț, din strada scurtă în strada Grigore Știrbu, al solicitării unor cetățeni conform anexei care face parte integrată din prezentul proiect de hotărâre. Deci, un cetățean din satul Cucuieț, pe nume Luca Constantin, a depus la Secretariatul Unității Administrative Teritoriale Dobteana un tabel în care scrie: domnule primar, vă rugăm să ne schimbați strada scurtă cu strada Grigore Știrbu. Și mai jos scrie: plutonier veteran de război, cetățean de onoare al comunei noastre. Întrebarea, doamnă secretară, domnul Grigore Știrbu, defunct, este sau a fost cetățean de onoare al comunei noastre? În perioada cât eu sunt secretar, nu. De câți ani sunteți, doamnă secretar? Din 96. Da. Deci, în ultimii 30 de ani nu a primit titlul de cetățean de onoare localității noastre. Mai înainte nu știu. Mai departe, trimite un tabel cu 13 persoane. Știrbu Grigore, fiul dumnealui, care a semnat. Luca Constantin, care a semnat. Bucur David, care nu a semnat. Bucur David, fiul celuilalt, Bucur David, nu a semnat. Bucur Ioachim, nu a semnat. Bucur Ioan, nu a semnat. Luca Adrian, nu a semnat. Stanciu Nicușor a semnat, Spoiala Mihăiță n-a semnat, Blidaru Cristina a semnat, Tuțuianu Iustin a semnat, Tuțuianu Vasile a semnat, Vartolomei, nu i-a trecut și prenumele, care n-a semnat, spune că în Spania. Dintr-un număr de 13 persoane, 7 nu au semnat. Deci 7 nu au semnat. Numărul sunt de 13, dar au semnat numai 6 dintre dumnealor. Nu putem să creăm un precedent decât las în baza aprobării Consiliului Local, aprobării sau a avizului nefavorabil. Dacă aveți discuții, vă rog. Deci trebuia să fie
cel puțin 50+1, să zicem așa, adică, și avizul favorabil la comisie și apoi la Consiliul Local. Supunem la vot atunci. Cine este împotriva schimbării gălbării străzii de trana scurtă în strada Grigoreștiu? Cine este împotriva schimbării? Vă rog să numărați votul. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 la vot. Pentru? Abține? 13 la 2. Păi... Doamne, 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 astea? 14 la 2. Suntem 16. Deci vă rog să specificați dacă proiectul trecut sau nu trecut. Nu trecut. 14 voturi. Corect. 14 consilieri au fost împotriva schimbării numerii. 2 consilieri au fost pentru schimbarea numerii. Și ceilalți au fost 14 voturi împotriva. Da. Continuați. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii distribuirii extraselor din proiectul de amenajament pastoral pentru pajiștile aflate pe raza unității administrative teritoriale Dofteană. Da, se propune distribuirea extraselor de proiect de amenajament pastoral ce vor cuprinde cel puțin suprafața, capacitatea de pășunat, lucrările de întreținere a pajiștilor. O citi, domnul președinte, nu mai continui eu. Despre ce este vorba la acest proiect de hotărâre? Deci cei ce vor concesiona, închiria, după data 1 ianuarie 2019, li se va pune oficial la dispoziție planul de parcelare și toate documentele ce stau la baza amenajamentului pastoral, oficial, mă refer, și gratuit, bineînțeles. Pentru persoanele fizice sau juridice care doresc să obțină aceste documentații, chiar dacă ei nu participă la închiriere sau concesiune și vor să le aibă sau vor să le studieze, să vadă dacă pe acele suprafețe de teren s-au făcut lucrări pastorale, poate să ridice în baza unei taxe care va fi de 3 lei de fiecare fir. Cred că ați studiat, ați discutat în ședința de comisie și vă rog dacă aveți discuții. Avizul comisiei? Da, favorabil. Discuții? Supunem la vot. Votul pentru? Abțineri? Împotrivă? 16. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind completarea articolului 26 aliniatul 1 de hotărâre a Consiliului Local numărul 152/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale. Da, nu mai dau citire proiectului, datorită faptul că l-a citit domnul președinte, este vorba despre 5 lei pe zi a celor cântare care le-am achiziționat cu aprobarea Consiliului Local. Avem 10 la număr, au costat 600 de lei din câte cunosc de la achiziții publice de fiecare cântar și în aceste condiții solicităm o taxă pe zi, deci în zile când își desfășoară activitatea târgu săptămânal, 5 lei pe zi de fiecare cântar. Consider faptul că trebuie să mai achiziționăm cel puțin încă 10 ca să putem să cuprinde toată piața zonală Dofteană. Mă refer la cei care comercializează pe tarabele din piața noastră din Dofteană. Dacă aveți discuții. Discuții dacă sunt? Comisia buget, aviz favorabil. Supunem la vot. Votul pentru? Abțineri? Împotrivă? 16 voturi. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind completarea articolului 26 cu aliniatul 3 de hotărârea Consiliului Local numărul 59/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018. Deci a studiat probabil în ședințele de comisie despre ce ar fi vorba. Deci noi avem obligativitatea în momentul în care vom începe lucrările pentru canalizare și se estimează și e posibil ca în anul 2019, chiar dacă nu va fi de la început, va fi probabil în a doua jumătate a anului 2019, vor începe lucrările de canalizare în localitatea noastră. Avem obligativitatea, după cum am aprobat și regulamentul în alte ședințe anterioare, să punem niște taxe pe metru pătrat și pe zi. Propunem și vă supun spre analiză și aprobare, așa, 6 lei de metru pătrat pe zi pentru lucrări de rețele cu săpături. E vorba de sparge de trotuare, subtraversări, traversări
Și nu numai, acesta nu va fi de folos numai, sau această taxă nu va fi de folos numai celor care lucrează la utilitățile locale, ci va fi și pentru acele conducte care se schimbă de la Petrom, care se schimbă de la alte instituții, de la alte societăți comerciale. La ora actuală avem în localitatea noastră pe cei care lucrează și schimbă rețelele electrice, știți, de la PT2, de toată zona DN12A și nu numai, care dumnealor sapă pentru diferite supraversări, sapă pentru împământări, sapă pentru diferite componente pe care ei le pun în pământ sau le fixează în beton și trebuie să percepem o taxă. Noi avem o taxă de escavare, dar taxa de escavare nu era în regulă, să zicem așa, nu fixa exact și destul de bine valoarea respectivă pe metru pătrat și pe zi. Dacă va fi cazul, vom interveni în anul 2019, dacă prețurile vor fi mari și va fi foarte mult, că dacă punem aici 6 lei de metru pătrat pe zi pentru lucrări la diferite rețele și va fi mult, atunci putem să mai coborâm și până la 50%, numai în condițiile în care se lucrează pentru utilitățile folositoare și în interesul cetățenilor. Dar în restul, pentru ceilalți, să rămână 6 lei pe zi de metru pătrat pentru fiecare. Pentru că chiar acum se lucrează, sau s-au lucrat săptămâna trecută, cei de la Petrom, care au deviat o conductă pe drumul care face legătura de la parcul dendrologic către Părău Adânc, mai au de înlocuit încă un stâlp acolo, ne-a creat destul disconfort, pentru că s-a oprit și circulația, dar mai presus de toate, dumnealor au răspuns într-o adresă în anul 2017-2016 că nu au niciun fel. Le-am solicitat un plan de situație cu toate conductele care subtraversează localitatea noastră și au spus că ei transportă doar numai pe cisterne. Iar în cursul zilei de ieri, dimineață, s-a spart o conductă de la Părculița la o distanță de 1,5 m față de albea părâului Dofteana și au infectat tot părâul Dofteana cu produse petroliere. Ne-a făcut o adresă scrisă. Acum au revenit și au spus că au țițeit de conductă. Dar noi vom intra cât se poate de repede în litigiul dumnealor, în condițiile în care până la data din 1 iulie nu vor transmite acest plan de subtraversare a tuturor conductorilor, pentru că noi, de ce să nu discutăm ce este real, intenționăm să le punem o taxă în conformitate cu legea și cu decizia Curții de Conturi din anul 2015. Da, deci vă propun spre analiză și aprobare 6 lei de metru pătrat pe zi. Cei care ne afectează, ne distrug pavajele, care ne distrug drumurile noastre, fie din pământ natural, fie din asfalt, și bineînțeles să lese la forma inițială, așa cum a fost zona unde escavează sau zona unde spargi padele sau ceea ce nu-i face. Da, dacă aveți... Dacă sunt discuții. Comisia Buget a fost favorabilă. Supune la vot. Vot pentru. Abțineri. Împotrivă. 16%. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei funcționare în publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului, din cadrul poliției locale și a serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, precum și a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al primarului Comunei Dofteana. Da. Se propune aprobarea statului de funcții ale funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului, din cadrul poliției locale și a serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, precum și a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al primarului Comunei Dofteana, pentru anul 2018, în baza ordinului prefectului numărul 121 din 24 mai 2018, transmis cu adresa 11125 din 30 mai, conform anexei numărul 1. Așa cum ați primit pe adresă de e-mail, avem un număr de 38 de funcții publice, 28 de posturi contractuale și singura modificare care este la 5 posturi implementare proiecte externe nerambursabile. Alte modificări la statul de funcții nu avem. Dacă aveți întrebări, lăsați la dispoziție. Vă rog să lămuriți, doamna secretară, pentru cei care nu știu. Deci aceste funcții nu sunt ocupate toate. Nu. Deci avem 27 de funcții publice ocupate și 24 contractuale. Total avem 51 de funcții ocupate. Dintr-un număr de 71. Dacă nu aveți alte întrebări. Discuții, vă rog. Sunt discuții la acest proiect. Comisia Juridică a
Aris Favorade, 5 vot pentru. Se pune la vot. Votul pentru. Abțineri. Împotrivă. 60 voturi. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat, apropiere la suprafață de 800 de metri pătrați în comuna Dosteană. Da, se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat a terenului în suprafață de 800 metri pătrați, din care 659 metri pătrați arabil și 141 metri pătrați fâneață, conform numărului cadastral 62.608, situat în intravilanul comunei Dofteana, punctul fabrică, în vederea inițierii unui schimb de teren pentru construirea unui sel de sport în satul Hăgheac. Am lăsat spre analiză luna trecută, o lună în urmă, acest proiect de hotărâre și v-am explicat la momentul respectiv că cele 800 de metri pătrați care noi le-am obținut în urma unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, intenționăm să facem schimb pentru a obține un teren în satul Văgheac și să inițiem un proiect de hotărâre sau un proiect, mai bine zis, pentru construirea unei sel de sport. Persoana cu care dorim noi să facem acest schimb, care ne-ar conveni terenul respectiv, a dat o declarație pe proprie răspundere care se află la secretariatul instituției noastre, dorind să facă acest schimb cu noi, fără niciun fel de pretenție. În condițiile în care noi trecem acest teren din domeniul public în domeniul privat, pentru că nu se poate face altfel acest schimb, din domeniul public trecut în domeniul privat, în baza unui raport de expertiză și evaluare. Raportul de expertiză și evaluare va sta la baza acestor terenuri care va fixa valoarea fiecărui teren în parte. Terenul de 1450 de metri pătrați pe care l-au dumnealor și terenul de 800 de metri pătrați pe care l-avem noi. Categoria de folosință va fi stabilită de către cadastrist, iar valoarea va fi stabilită de raportul de evaluare și expertiză. În condițiile în care noi, instituția, va trebui, dau numai un exemplu, și nu va fi un echilibru între cele două terenuri, vom veni noi eventual cu diferența și vom achita inclusiv actul de schimb de lămurire. Vă supun spre analiză și aprobare și dacă aveți și discuții pe marginea acestui proiect. Comisia de buget, discuții? Punem la vot. Votul pentru. Abțineri. Împotrivă. 16. Votul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării de reparații capitale la poporul asfaltic pentru podul peste râul Lara. La larga nu este niciun râu, există pe râu. Prin zona noastră că traversează râul totuși. Pârâu. Pârâu. Da. E vorba despre podul din centrul satului, care desparte satul larg în două. Cei care nu ați fost pe acolo și vreți să vă punem la dispoziție, vă arătăm pozele cum arată podul din centrul satului. Da, avem poze. Da? Da. În regulă. Deci o trebuie să intervenim în regim de urgență deja. Acolo unde am făcut lucrarea cu angajații instituției noastre, deci pe buget local, în regie proprie, și a intrat 21 de metri cub de beton rutier de B450. Încă nu am obținut factura, ca să vă pot spune și valoarea, dar avem avizul de însoțire a mărfii și certificatul de conformitate a betonului respectiv. Lucrarea deja am făcut-o pentru că necesita a fi făcută, întrucât sunt persoane care au agățat cauciucuri, care au lovit mașinile și nu se mai putea circula pe acel pod. Mai ales faptul că am profitat de ocazia că vremea a fost favorabilă și am putut să executăm această lucrare. Dacă aveți discuții. Comisia de buget? Disfavorabil. Discuții? Până la vot. Votul pentru? Abținere? Împotrivă? 16. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului buget. Votul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de acces pentru un public de interes local al lucrărilor
Deci, dumneavoastră, ați mai dat, cred că, încă două aprobări pentru acest proiect de hotărâre. Societatea comercială SC Alconep SRL intenționează să facă o stație de sortare a agregatelor, deci a balastului de pe râul Trotuș, care au obținut toate avizele, inclusiv cele de la mediul la Apele Române, le-a fixat această suprafață de teren, 5.200 de metri pătrați, de câte cunosc, așa, deci primează planul de situații la documentații, în care o mare suprafață este pe suprafață, este pe teritoriul instituției noastre, în extravilanul comunei Dofteana, între Păgubeni și Larga. Dumnealor doresc să exploateze aceste agregate și să le transporte, pentru că nu au niciun fel de mijloc, nu au nicio cale de acces decât numai cu Dofteana. Vă supun spre analiză și aprobare să dăm aviz favorabil acestui proiect, dar mi-am notat aici, și nu aveți dumneavoastră în material, întreținerea drumului pe perioada exploatației să fie asigurată de către SC Alconep SRL Târgovna. Deci drumul pe acolo, până avem noi groapa de gunoi, de la părculețul nostru, până în DN12A, care este drum de pământ natural, va fi întreținut de către dumnealor pe perioada exploatației. Iar vă rog să dați aviz favorabil acestui proiect, ca dumnealor să respecte regulile de circulație în localitatea noastră, și anume regulile care stau la baza greutății. Deci masa totală, care este prevăzută cu tot cu ansamblu în certificatul de matriculare, și să-și plătească autorizațiile de drum local în Dofteana. Dacă aveți discuții. Comisia de Bugete? Discuții? Deci vă rog să consemnați. Deci drumurile vor fi întreținute pe perioada exploatației de către societatea comercială cu ONSRL. Nu mai interesează să-ți dată aprobat. Pune la atunci. Votul pentru. Abținere. Împotrivă. 16. Proiectul numărul 20. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar de la Școala Gimnazială Scarlatul Moinchel Dofteana, aferent anului 2017. Da. Deci, Școala Gimnazială Scarlatul Moinchel din Dofteana au un excedent bugetar la grădință cu program prelungit, 27.157,87 de lei. Suma C se va utiliza pentru cheltuirea definitivă a 5.157,87 lei, se va aloca pentru achiziționarea de hrană la grădința cu program prelungit prin Chindel, 22.000 de lei pentru secțiunea de funcționare, bunuri, servicii, pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare. Da, deci au o sumă de bani în excedent, care dumnealor o folosește pentru hrană o parte și o parte pentru cheltuielile de funcționare. Discuții de acțiuni? Comisia de învățământ? Aviz favorabil 5.2%. Spune la vot. Votul pentru. Abțineri. Împotrivă. 16.2%. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind avizarea și aprobarea planului de asigurare. Curarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență de anul 2018. Da. Materiale sunt și la dumneavoastră. Da. Exact ceea ce s-au achiziționat pe anul 2018 la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență. Vedeți destul de clar aici gestionarea lor, că avem mai multe. Este auto specială pe care o avem dinainte, dar noi le avem în dotare. Cizmele pe care le-am luat, găleți, gălețe, lopeți, funie, combustibil, uniforme, le aveți în fața dumneavoastră. Toate acestea sunt într-o magazie separat, nu magazia care folosește muncitorii contractuali ai noștri, ci au o altă magazie, cea la subsolul casei de cultură. Ele sunt vopsite cu roșu, fiecare scrie SBS-ul și vor fi folosite numai în situații de urgență, în condițiile care le avem și astăzi, faptul că suntem în cod portocaliu. Deocamdată nu am apelat la ele, avem scule și unelte și utilaje cu ce să putem să intervenim, dar le avem și le avem în dotarea noastră. Se propune analizarea, avizarea și aprobarea planului pentru asigurarea resurselor umane.
Deci dacă aveți discuții. Discuții dacă sunt? Comisia învățământ? Aviz favorabil. Supunem la vot. Votul pentru. Abțineri. Împotrivă. 16.15. Adică numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de aplicare a taxei speciale pentru oficierea căsătoriei în afara sediului primăriei Comunei Nosteană. Da. Se propune aprobarea regulamentului de aplicare a taxei speciale pentru oficierea căsătoriei în afara sediului primăriei Comunei Nosteană, conform anexei care face parte integrată din prezentă hotărâre. Asta este vorba, nu? Asta este regulamentul care a fost transmis. Care nu le... Asta n-ați transmis. Nu. Deci a studiat regulamentul, bănuiesc faptul. Deci regulamentul care este... Și programul, bineînțeles, că în acest regulament este fixat programul pentru ofițerii de stare civilă. Deci ofițerii de stare civilă au obligativitatea, chiar dacă în timpul programului sau în afara programului, sâmbătă și duminică, care ei trebuie să prezinte aici să oficieze cu unitățile civile. Sunt și alte unități administrative teritoriale limitrofe cu localității noastre care nu oficiază deloc sâmbătă. Dar noi, în baza unui regulament, uitați, există destul de clar, sâmbătă și duminică, în intervalele orilor respective, vom oficia. Suntem mai mulți ofițeri de stare civilă în localitate, în unitatea administrativă teritorială și atunci vom oficia la sediul primăriei Comunei Dofteana, la Casa de Cultură aici, în cazul de forță majoră, cum de exemplu acum la ora actuală este ocupată instituția cu alte probleme, oficiem aici la Casa de Cultură. Deci cine dorește să oficieze în baza acestui regulament în altă locație în afară de primărie și casă de cultură, se plătește o taxă. Dar chiar dacă oficiază în casă de cultură sau în primărie, iarăși la fel, până acum era 50 de lei în ultimii 30 de ani. Deci 50 de lei au fost în ultimii 30 de ani. Nu s-a mai modificat, nu știe nimeni să fie modificat vreodată. Vă supun spre analiză și aprobare. În zilele de sâmbătă și duminică, când toți sunt liberi, noi trebuie să venim în coace, iar taxa va fi sâmbătă 100 de lei, duminica 101 de lei. Dar doamna, 101. Da? Iar în afara unității administrative teritoriale, deci în afara ce înseamnă? Ne cheamă la biserică, ne invită în parcul dendrologic, ne invită la parcul de agrement sau în alte locuri, mai puțin cele care suntem în litigiu cu ei. Exemplu, Castelul Ghica, în care în anul 2017 eu nu am fost personal niciodată și dacă mi-aduc bine aminte, doar doamna viceprimarul a fost o singură dată și apoi n-am mai mers. Da. La biserică putem să mergem în parcul dendrologic, în parcul de agrement sau în alte locuri, acasă la respectivii care vor oficia, care vor să căsătorească, dar în condițiile în care dumnealor face dovada faptului că nu pot să se deplaseze din diferite motive. Au grad de handicap sau alte motive. Da. Cei care, și la dumneavoastră prima să nu există acest material, că s-a revenit ulterior, care doresc să se căsătorească, de exemplu, dintr-o altă localitate, vor să căsătorească aici la noi, în parcul de endurologic, sau în altă parte, pot să căsătorească în baza unei cereri pe care o înaintează către primar și să vină cu aprobarea primarului din orașul sau comuna respectivă. Iar taxa se plătește la noi. Iar ofițerul de stare civilă din Dofteana, dacă este invitat, Dărmănești, Târgogna sau în altă parte, poate să participe cu aprobarea primarului din zona respectivă în baza unei taxe de 500 de lei, de asta nu aveți pe masă, dar vă supun eu spre analiză și aprobare. Deci se plătește o taxă de 500 de lei și cu aprobarea primarului din zona respectivă te duce acolo. Dar cred că m-am exprimat greșit. Deci dacă oficiez eu, de exemplu, la Târgogna, plătește taxă la Târgogna. Dacă dumnealor vin aici la noi, oficiez eu ca primar și plătește taxa la noi. Sper că m-ați înțeles. Da. Deci așa există și avem aici hotărârile consiliilor locale, începând de la Comănești, Moinești, Dărmănești și alte localități de metrofi, în care nu dau nume, la unele se duce 1000 de lei, chiar 10 milioane de plasare dintr-o parte în altă. Dar cei care doresc să mergem noi să oficiem în altă parte, cu aprobarea instituțiilor de acolo, plătesc și această taxă, dar în limita timpului disponibil. Pentru faptul că a merge să oficiez implică niște reguli prevăzute de lege. Trebuie să fii însoțit
de un polițist local, cel puțin, pentru că registrul unic din înregistrarea căsătoriei este doar unul singur și nu putem oficia și la instituția primăriei și într-o altă locație, și în parcul de dendrologic în altă parte, deci numai în funcție de timpul disponibil. De exemplu, am terminat aici la 16:30 cu unii și am una la 16:45 sau 17 la parcul de dendrologic, care ea prevede destul de clar în acest regulament care l-ați citit, maximul 30 de minute. Da, trebuie să te încadrezi și să revii iarăși înapoi, cum de altfel am mai făcut-o de multe ori în timp de 10 ani. Această taxă nu intre? Poftim? Această taxă nu intre? Nu se dacă cineva fie auzit taxă la asta. Nu, dar dacă ați studiat regulamentul ăsta, vedeți dumneavoastră că cererea respectivă care o face, exemplu, vreau să mă căsătoresc în parcul dendrologic, face cineva, când a venit cu cererea la primar, vine și cu chitanța anexată de cerere. Deci chitanța nu se plătește la sediul primăriei și în condițiile astea banii intră în buget, așa cum a intrat și tânărul. Deci nu n-am. Dar ați mai avut alte discuții cu altcineva și o să ia primarul. Niciodată nu s-a luat nicio bani de persoana care a oficiat căsătoria. Deci n-a beneficiat persoana respectivă de... Dar chiar vă mulțumesc pentru precizare, pentru că așa a fost și cu produsele alimentare, că este consilier de-a nostru de aici de zonă și spune că primarul a făcut pachetele împreună cu AVD. Da. Complutată Dofteana și a doua zi în piață. Deci precizez că n-am făcut eu absolut nimic și a făcut firma care a câștigat licitația. Același lucru și aici, banii intră în bugetul local și acest buget local face ceea ce trebuie în localitate. Primarul bufetar, nu bufetar. Spuneți-i lui când ieșiți de aici, că e de informațiune dumneavoastră. Da, continuați. Discuții, dacă sunt? Comisia Învățământ? Aprobare. Aveți favoarea. Spunem la toate acest proiect de hotărâre. Votul pentru? Abține? Împotrivă? Punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea articolului 94 de hotărârea Consiliului Local numărul 159 de anul 2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018. Ceea ce am discutat mai mult. 100 de lei. Sâmbătă 101 lei. Duminica 200 de lei în momentul când te deplasezi în altă parte și 500 de lei în momentul în care oficiez o altă persoană dintr-o altă localitate și vine înapoi. Până acum era așa ceva. Deci în condițiile în care doreai să oficiezi o comunie civilă, au mai venit din Barcelona, nu? Și ei nu erau din localitate, trebuia să fie cel puțin unul din localitatea noastră. Acum s-o schimba regulă. Poate să fie din Comănești, oficiem noi aici, plătești taxa la noi, dar cu aprobarea primarului din Comănești, dar aprobarea primarului din Dofteana. Le depun la primăria de domiciliu, documentele. După oficierea comuniei civile, documentația de aici de la noi va fi trimisă la primăria respectivă. Așa am discutat, nu? Da. Da. Comisia Buget? Am discutat. Discuții? Supunem la vot. Votul pentru? Abține? Împotrivă? 16 voturi pentru. Proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre privind actualizarea categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează la bugetul de stat prin PNRR 2 pentru obiectivul de investiții, modernizare drum comunal în satul Bedeac, comuna Dofteana, în județul Bacău și abrogarea hotărârii Consiliului Local numărul 38 din 22 septembrie 2017. Da, se propune actualizarea finanțării categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL 2 pentru obiectivul de investiții, modernizare drum comunal în satul Hăgea, comuna Dofteana, județul Bacău, după încheierea contractului de achiziție publică în sumă de 111,730,34 lei. Și se abrogă prevederile hotărârii Consiliului Local numărul 138 din 22.09.2007. Ce se întâmplă? Deci este vorba despre drumul de la Parcul Dendrologic și până la Părău Adânc, care în urma licitației a fost o valoare la licitație, s-a câștigat cu o valoare mai mică la licitație și actualizăm indicatorii tehnico-economici imediat în următorul proiect de hotărâre, dar cheltuielile neeligibile, 111,730,34 de lei, care au fost date prin hotărârea Consiliului Local numărul 138 din 22.09.2017,
Deci se abrogă această hotărâre, pentru că aceștia 111 nici nu i-am cheltuit pe toți, că n-ai cum. Aceștia sunt sumele eligibile. Ce a intrat aici în valoarea asta? Studiul de fezabilitate, care am pus noi la licitație. Avizele, studiul GEO, studiul TOPO, cadastre și toate avizele ce au stat la baza obținerea autorizației de construire, inclusiv pentru autorizația de construire, am virat niște sume la casa constructorului. Casa constructorului este la Inspectoratul de Stat în Construcții. Toate aceste avize au fost din acești 111,730. Nu s-au cheltuit toți. Noi am estimat o valoare, dar acum vă spun destul de clar, pentru că nu s-au cheltuit și până la terminarea lucrărilor nu se vor cheltui toți. Nici nu știu dacă vom mai lua vreo aprobare de acum încolo. Autorizația de construire în ordine de începere a lucrării deja la mine. Da, dacă aveți discuții. Dacă sunt discuții, cum ați avut și proiectul de vedere, Comisia Buget a zis favorabil. Supune la vot, votul pentru, abține, împotrivă, 16. Punctul numărul 16. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați pentru proiectul modernizare din comunal în satul Gheat, comuna Dostena, județul Bacău și abrogarea hotărârii Consiliului Local numărul 137 de 22 septembrie 2017. Da. Despre același drum vorbeam. Modernizare drum comunal în satul Gheat, comuna Dostena, județul Bacău, după cum urmează. Indicatorii tehnico economici rezultați după licitație. Modernizare drum comunal lungime 2,615 km, indicator tehnico-economici, valoare de investiții 2,806,217,78 lei cu TVA. Deci asta este valoarea. 28 de miliarde și câteva sute de milioane. Valoarea C plus M, construcții plus montaj, 2,407,927. Așa, termen PIF, punere în funcțiune, conform contractul de lucrări, și acte adiționale. 4 luni. Această lucrare va începe luni la ora 8:30 prin ordinul de începere a lucrărilor pe care l-am dat, autorizația de construire, programul de urmărire a lucrărilor care a fost obținut de către firma constructoare care există, iar luni dimineața la 8:30 începe trasarea terenului și vor primi de la noi amplasamentul, deci vom face un proces verbal de predare, primire, amplasamentul pe perioada de 4 luni de zile. Faptul că se va termina mai devreme, asta dumnealor știu. Cu această ocazie, înștiințați și cetățenii, am înștiințat inclusiv direcția sindică Ocolul Sindic Târgu Ocna, pentru că dumnealor vor circula în baza unui program pe care îl vom fixa noi, împreună cu constructorul. Asta înseamnă că probabil dimineața de dimineață le vom da drumul să meargă în pădure și vor veni seara după un program când se vor retrage utilajele din zonă. Bineînțeles, până vor începe să toarne betoane, când vor face supraversări, când vor face podurile, podețele care sunt în proiect, până vor face rigorele de scurgere a apelor pluviale, probabil vor circula pe același drum existent din pământ natural și el numai să fie, să zic așa, scarificat cu autograderul, dat o suprafață plană, să poată circula. Și probabil atunci se mai poate circula. Lucrarea va fi supravegheată de către un diriginte de șantier în baza unui contract pe care l-avem încheiat cu dumnealor. Lucrarea va fi supravegheată de către organele de poliție locală a primăriei Dofteana. Vor dirija circulația până în momentul în care vom ajunge să turnăm cele două straturi de asfalt, binder și mixtura asfaltică de uzură. Atunci cred că îl vom ține timp de o săptămână jumătate, maxim două săptămâni, vom ține închis total și nu va trece nimeni cu nimic. Dar mai există timp până atunci, de așa natură, să vedem cum vor evolua și aceste inundații, fiind și în cod portocaliu, până nu se va limpezi cu vremea, nu putem să ne pronunțăm. Să sperăm că de luni încolo va fi bine și vom putea continua lucrările. Dacă aveți discuții. Discuții, dacă sunt. Comisia Buget a zis favorabil. Supunem la vot. Votul pentru. Abține. Împotrivă. Cele două puncte suplimentare cu ordinea de zi. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii străzilor din satul Dofteana, din strada cimitirului, din strada Biserica Veche și din strada Coarta Țării, din strada Pieții, la solicitarea unor cetățeni. Da. În urma aprobării pe care ați dat-o dumneavoastră, am primit avizul favorabil, ce scrie aici, avizează favorabil proiectul de hotărâre al Consiliului Local Comunei Dofteana, având ca obiect atribuirea denumirilor străzilor din satele Comunei Dofteana.
Deci strada care era strada cimitirului a devenit strada Biserica Veche. Strada care îi spunea ulița Țernei a devenit strada Pieței. Dar trebuie să fie avizat după votarea Consiliului Local de astăzi, un aviz trebuie să mai primim de la București, nu? Da, da. Da. Și apoi vom schimba cele două plăcuțe, 3, 4, câte suntem, dacă aveți discuții. Discuții dacă sunt? Comisia Duminică a fost favorabilă? Voturi pentru? Abțineri? Împotrivă? Da. Citești referatul? Referat al compartimentului de specialitate privind avizarea de principiu al planului urbanistic general al Comunei Rostean. Subsemnată cu Rudiana Alina, referent în cadrul rolului meritelor proiecte, în baza articolului 25, aliniatul 1 și articolului 46, din legea numărul 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, a articolului 36, aliniatul 2, litera C, aliniatul 5, litera C, și articolul 45, din legea numărul 215/2001, administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă rog să aprobați avizarea de principiu a planului urbanistic general al Comunei Rostean. Da. La aprobarea bugetului, la începutul anului 2018, ați aprobat și ați dat aviz favorabil pentru proiectul urbanistic general din localitatea noastră. Vă spuneam la acel moment că proiectul urbanistic general se avizează și se aprobă și se modifică odată la 10 ani. A fost modificat în anul 2010, iar acum în anul 2020 va suferi a doua modificare. Avem posibilitatea ca înainte cu 2 ani de a se împlini cei 10 ani, să putem să lucrăm la acest proiect. Am avut o simulare de proiect timp de 3-4 zile aici la noi, după măsurătorile care s-au efectuat în localitate, după propunerile noastre pe care le-am făcut. Cu aparatul de specialitate l-am studiat și astăzi l-am trimis la Bacău. După trimiterea la Bacău au solicitat un aviz de principiu. Noi am intervenit în el cu niște modificări. Practic ce înseamnă avizul și ce înseamnă proiectul urbanistic general. Este un proiect, o hartă a localității noastre, cu trecere din extradran în intradran, acolo unii s-a putut trece în conformitate cu legea. Avizul de principiu, adică aprobarea noastră a aparatului de specialitate în urma solicitărilor pe care le-am făcut, datorită faptului că acest proiect se află în discuție publică de câteva luni de zile și v-am rugat și dumneavoastră, dacă vreți să veniți cu propuneri, suntem deschiși oricăror discuții. De aici încolo ce urmează, de săptămâna viitoare, urmează avizarea acestui proiect urbanistic general. Deci vom depune la instituțiile statului avizele necesare pentru PUG, pentru proiectul urbanistic general. Bun. Să vă spun ce modificări am făcut noi, ca să ne înțelegeți. Și vi le-am spus când am aprobat bugetul. Aș începe cu satele de dincolo Trotușului, prima dată. Am propus la largă, de la fosta școală veche, în fața Consiliului Sebastian, până în Munca Mori, toată partea stângă, până la hotar cu statul Bogubeni din orașul Dărmănești, partea stângă și partea dreaptă să se poate construi. Spatele grădinilor dumneavoastră mai sus de școala fostă, școală veche. Deci am trecut extravilanul, cu propunere deocamdată, în intravilan să poată construi. Aici, legătura Huitoare, mă refer, strada Huitorii, între Cucuieț și Largă, care sunt unificate pentru treceri din extradan în intradan, erau deja trecute, dar câteva suprafețe am venit în completare cu ele să fie lista completă. Mergem în Cucuieț. În Cucuieț am propus țarna Cucuiețului. Deci țarna Cucuiețului toată, până în spate, dacă mergem în spate spre Costică Bucur, care sunteți din Cucuieț, știți, am revenit înapoi pe la Pescării, toată partea stângă cu duce către Pescării, până în dâmbul Răcătăului. Știți? Deci până în dâmbul Răcătăului, unii urși panta la Răcătăul deasupra Pescăriilor, până acolo va fi în intravilan. Nu vom trece pe râul care duce la Negri. Știți? Care se dezvinsa de acolo. Deci asta am trecut pentru Cucuieț. Nu ne-am apropiat de râul Trotuș, că nu ne dă nimeni nici fel de aviz și nici nu avem bucuria să avem case construite cât mai aproape de râuri sau pe râuri. Mergem la Bogata. Deci Bogata. Partea de la fântână, pe partea dreaptă, când ne ducem în aval de orașul Târgu Ocna, în zonele unor au trecute, sub pădure, e vorba despre pădurii aceia care urcă pe podei, până acolo ne-am trecut,
pe toate, o parte erau trecute, o parte nu până într-un anumit nivel, iar pe partea stângă până în dâmbul ăla care trece către calea ferată. Iar de la gaterul lui Costel Țifrea până la cărbunărie unde se face cărbune, pentru că la gara Cireșoarea Bogata erau câteva construcții făcute ilegale acolo, doar numai cu în baza codului fiscal au fost trecute la unitatea noastră administrativă teritorială pentru impozitare, le-am trecut și pe cele în intravenant, ca oamenii să fie în legalitate undeva în spate, la Titeargatul, Neloargatul și cum venim partea elaltă la deal. Vorbesc în mare despre bogat. De la Biserica Catolică, în spatele grădinilor, Bisericii Catolice, toate grădinile alea pe acolo până spre groapa cu furnici, la fel și acele sunt trecute. Sunt oameni, nu mai fac lângă rău și nici nu au voie să facă fuge de buiturile de apă, chiar dacă are o distanță mai mare până la drum. Deci caută să facă într-o zonă neinundabilă și în condițiile astea trebuiesc trecute din extraveană, intraveană, iar noi să avem obligativitatea în baza legii să asigurăm utilitățile locale, energie electrică sau minimul de utilități, energie electrică, apă potabilă și la momentul respectiv când va fi și canalizare. Mergem aici, în Dofteana. Dofteana, în urmă cu 10 ani, am trecut tot noi insula de la Biserica Veche, aici unde construim biserica, acolo la Răcoală, este deja trecută. Este deja trecut câmpul de la Toader Spăială pe partea stângă și dreapta, 50 de metri în aval, 50 de metri în amonte, lângă drumul care l-am asfaltat sau urmează a fi asfaltat cealaltă parte, până la Nețu, trecut tot. Am trecut pe Ștefan Vodă, unde de la Culiță Nedeș, în spate la Culiță Nedeș, unde este ulița la Botezat, pentru care lucrează la CFR. Așa, prin spate, pe acolo, unde ieșim la fostul consilier nostru, Morară, nu erau trecute. Jumătate din terenul erau intravenant, jumătate extravenant și le-am trecut în intravenant pe toate, pentru că pe ulița respectivă au venit deja și au început, au făcut tranzacții de vânzare, cumpărare și schimbat categorii de folosință, au fost scoase din circuit agricol multe terenuri care stau la baza unor construiri în imediata apropiere. Am trecut tot pe Ștefan Vodă, de la Cojocarul Nicușor, casele care le-am construit, acele două case sociale, pe partea dreaptă, până în curbă la Borlacu, știți destul de bine partea dreaptă, acolo de unde și-o construit Mihai Grigore, acolo era intravenant, în spatele grădinii respective, acolo dacă se face cu grădinii, se poate construi și nu prezintă un pericol pentru inundații, am trecut și acolo. Apoi pe Hăgheac, ne-am dus cu partea dreaptă, cum mergem Hăgheacul, pe 6 Dofteni, pe actualul drum pe care noi îl asfaltăm, ne-am dus până sub pădure, până în cadastru ocolului silvic, cât ne permite cadastru ocolului silvic, pentru că dumneavoastră au un cadastru, dar umbra copacilor și fructul copacilor cade tot pe terenul lor. Ar fi de la jumătatea terenului de unde are Ionuț Zaharia în sus, care este în extravenant și îl trecem în intravenant, inclusiv viile respective, venind până la drumul care duce către Argelușa. Coborând în jos undeva, o luăm de la Păpurița, unde are concesionat Taraș, unde are concesionat Vasilică Victoraș, jumătate era în intravilan, jumătate în extravilan și diferența pe la Neuniță Topani, unde are stâna și partea altă la deap, părțile mai pe margine, cât ne-a permis cadastrul apelor române, la fel. Am trecut extravilan, intravilan. Peseaca. Deci Peseaca am trecut de la sondele de sus din vârful Osoiului, nu de la Briș, ca să vă spun mai bine zis, în capătul satului, pe dreapta, când mergem către sondele de sus, de pe Osoiului, cel puțin numai pe partea dreaptă, am lăsat loc de un rând de case, 50-60 de metri până la limita fâneților. Am venit pe platoul fostelor sonde, coborând la vale pe dreapta și pe stânga se poate construi, în conformitate cu drumul pe care noi am dat aprobarea cândva, va fi și acela făcut, venim până la limita intravilanului, unde ne întâlnim cu asfaltul, pe stânga și pe dreapta. Astea le-am fixat până astăzi. Dacă dumneavoastră mai aveți propuneri de făcut sau când mergeți acasă, vă faceți un calcul cam ce ar mai fi nevoie, suntem deschis oricum să veniți la noi. Încă nu am înaintat documentația pentru avizare, pentru că numai proiectantul face documentația pentru avizare. Până vom ajunge în faza de avizare, aveți timp ca să interveniți, să mai facem eventuale modificări.
Da. Știți ce implică trecere din extravilan în intravilan? Că se poate construi, dar se schimbă și categoria de folosință a terenului, pentru că nu mai este aceeași valoare impozabilă. Deci valoarea impozabilă de la, între intravilan și extravilan e o diferență. Dar ele nu vor putea fi identificate mai devreme de ce se va finaliza parțial, să spun așa, cadastru sistematic, pentru că numai cadastru poate să schimbe categoria de folosință. Acolo, ora actuală, cetățeanul la recesământ ce-a spus? A spus, da, am teren extravilan, în câmpul Doftenii, dar nu ți-a spus punctul pentru că nu avea în cadastru. În momentul când a ajuns și el măsori și ne-a uitat pe ortofotoplan, specifică clar, este un intravilan. Și atunci se modifică categoria de folosință și diferențele de sume se plătesc din urmă în conformitate cu cadastru. Și este legea. Da. Sper că am fost, zic eu, destul de înțelesul tuturor, să mă înțelegeți pentru ce vă solicit analize și aprobare a proiectul urbanistic general, avizul de principiu. Deci prima vez, nu o să fie numai asta, o să mai fie și la terminare și la... dacă aveți discuții. Dacă sunt discuții, mai ales acestui proiect de vedere, supunem la vot. Votul pentru. Abține. Împotrivă. Da. Mai sunt câteva minute pentru că eu am obligație trebuie să merg în alte locuri. Din aceste motive v-am rugat și vă mulțumesc pentru înțelegere. Începem ședința Consiliului Local un pic mai devreme, cu jumătate de oră, pentru ca eu să pot să particip și să reprezint localitatea în alte zone. Aș vrea să duc la cunoștință atât dumneavoastră cât și tuturor celor care ne ascultă, pentru că noaptea despre 27-28 iunie 2018, deci ieri noapte, în jurul orilor 24-45, unul fără un sfert, în urma vânturilor de ape rapide care au venit pe râul Dofteana, a depășit digul în zona spatele primăriei, dig care avem 7-8 solicitări pentru cei de la Apele Române și de la Aba Seret să vină să intervină, pentru că este zona noastră de competență, și am fost nevoiți să intervenim împreună cu Serviciul Voluntar pentru Situație de Urgență, să sprijinim acest cetățeni din spatele primăriei să se auto-evacueze. Deci copiii, bătrânii, tineretul, au mers la părinți în alte zone, la persoane apropiate și o parte la Casa de Cultură. Bineînțeles, n-au stat în Casa de Cultură pentru că locuințele lor erau afectate de apă, nu în interior, ci numai în curță a intrat apa și nu putea să locuiască în casă, am făcut ceea ce ne-a stat în putință la momentul respectiv, informând în timpul nopții serviciul de gospodărire a apelor, SEGHEA Bacău, și dumnealor erau în alertă în alte localități mai grav avariate, cum era Zlănicu, iar în cursul zilei de ieri, 28, s-a prezentat la instituția noastră și am verificat, așa zis, pagubele. Respectând legea, manualul primarului în caz de inundații, care ne-a deplasat la locul fapt, împreună cu acea comisie, așa, și am evaluat toate pagubele, ca pagubele ieri dimineață, ieri, în cursul zilei de ieri, acolo la punte la Balaban, care au rămas iarăși din nou izolate, 4 case acolo, 4 familii, pentru că s-au rupt puntea respectivă, în condițiile în care terminasem zidul de protecție pe data de 27 și cu 28 de inundații. Evacuasem și bine fost că am evacuat buldozerul de acolo, s-ar fi întâmplat altceva acolo. Nici nu se mai cunoaște ceea ce au făcut, decât protecția, zidul de protecție a oamenilor, au rămas neclintit, eu protejat pe dumneavoastră și am pis apa în partea asta la apa veniță până sub pantă la Neamița Tofani. Da. Deci acolo sunt 4 case izolate, la Bogata, la Geluțifre a intrat apa în case, în partea cealaltă la Ciobanu și Radu, care a depășit de 12 ani și a intrat în curțile oamenilor. Am intervenit cu utilaje în cursul zilei de ieri, 28, și astăzi, data de 29, cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență. La rândul nostru am încheriat și alte utilaje pentru a putea decolmata șanțurile de pe șesul Doftene, acolo unde vom interveni cu asfaltul de luni, pentru că apa intra abundent în curțile oamenilor și se putea întâmpla ceva și mai grav.
Aș vrea să vă aduc dumneavoastră la cunoștință, nu știu dacă sunteți în temă, se continuă codul portocaliu până pe data de 1, acum iarăși am primit, da? Până pe data de 1, noi suntem prezenți, atât cei din primărie, cât și din serviciul voluntar pentru situații de urgență, pentru că de dimineață s-a dat drumul la baraj cu 30-40 de metri pe secundă, cu o înălțime de 40 de centimetri au crescut albia, iar cei de pe Malo Atelozi, cu ei deja a început evacuarea din atelier, cum ar fi la Titi Hanganu și la alții, care prezintă un pericol. Nivelul apei a crescut, a scăzut dofteana, a crescut rotul. În 27 spre 28 era invers. Dofteana mare, totuși era un pic mai mic, dacă nu se putea întâmpla altceva. V-aș ruga și mă adresez tuturor cetățenilor, faptul că vorbesc și nu sunt înțeles de toți. Am ajuns astăzi să le scoatem podețele în fața caselui Vlad Lăzărescu, acolo în partea dreaptă, dincolo la familia Păstălin, să curățăm noi plochețele care nu vor să vină niciunul, să curățăm pe Ștefan Vodă vis-a-vis de Calo Balan și în alte locuri care dumnealor, cum ar fi pe Ștefan Vodă mai jos de doamna profesoară Țifrea, profesoara de religii, da? Peste tot. Deci nu dispun de șanțul sau dacă o dispun, o dispun de suprafață destul de mică lățime, unul hăpesc sau unul blochez și în momentul în care vine apa atât de mare, deci deja și așa, și așa, în fundă pe toate și noi devenim neputincioși. Clima s-a schimbat peste totul, nu numai în Dofteana. Vedeți ce vuituri vin, a ajuns și în Slănii care nu au fost inundați niciodată. Ne așteptăm la cei mai rău, nu numai acum, poate dă Dumnezeu și vom scăpa, dar și pe viitor. Cetățenii nu vor să înțeleagă toți, n-aș vrea să-i caracterizez pe toți, dar nu vor toți ca să înțeleagă, să ieză, să-și răspunde șanțurile. Nu vor. Efectiv nu vor. Și au doar un cuvânt de spus, cum au spus ieri la Bogată. Plătesc taxe la primărie. Deci taxele la primărie se plătesc și de ce? Salubritatea care vine și ia gunoiul de la poartă și o transportă la Bacău, la 70 km, se plătește taxe pentru terenuri, curți, construcții, autovehicule, rutiere. Deci din aceste sume de bani care se adună la bugetul local, în jur de 12 miliarde în bani vechi, nu poți să asiguri salarii la 51 de funcții, ați văzut, trebuiește poliție locală, trebuiește serviciu de pompier, trebuiește aparat de specialitate, trebuiește jurist, trebuiește proiectant, trebuiește proiect inițiat. N-ai de unde din 12 miliarde, așa. Nu avem de unde să modernizăm iluminatul public, pentru că astăzi mai montează în jur de 60 de lămpi din câte cunosc și le încheiem, iar apoi vom avea următoarea etapă, încă cu 200 de lămpi și vom încheia toată localitatea. N-am de unde să plătesc iluminatul public, iluminatul la instituții, casă de cultură, la primărie, la dispensar și la școle din localitate. Nu există de unde. Și dumnealor specifică că plătește impozit și taxe la primărie și avem noi obligativitatea ca să le desfundăm șanțul. Lucru care nu este normal și aș putea să-i informez că cei care nu-și curăță vor primi și sancțiuni. Toți sunt notificați, am să-i aduc la cunoștință la următoarea ședință a Consiliului Local și fără niciun fel de supărare când vor primi și sancțiuni acasă. Nu se poate în felul ăsta continua. Nu vrea să ies, cum era și la Burlac în dimineața asta la ora 7-7 fără ceva, a venit apa mare de pe Seaca, era normal. Fiecare caută să-și facă o supra-traversare, să intre în curte, dar mă adresez tuturor și le spun destul de clar. Îi rog să vină la primărie, să-i dăm de la departamentul tehnic ce înălțime trebuie să aibă podețul ca să poată să scurgă apele pluviale și totodată să-și curăț podețul de zub. Numai să treacă apa. Nu să faci numai o traversare. Exemplu, cum e mai sus de școală, școala a scadat lui, la fel. Și-o făcut, s-o turnat un pic de beton numai ca să intre. Cred că sunt costisitoare, dar apa nu poate să meargă pe stradă. Pentru că apa nu circulă numai vara, circulă și iarna și se transformă în gheață. Și prezintă un pericol. Ce eram dimineața asta la Bogata. Deci la Bogata sau la Râpa lui Clopul, la Huștii, am luat podețul, l-am dat deoparte. Am continuat șanțul și l-am făcut să se scurgă invers apa către podeciorul ce face sub traversare sub DN12, în condițiile în care cei de la drumuri naționale ar trebui și este treaba lor. Da, este treaba lor ca să vină să-și dispunde. Iar la Părăumărul, iarăși, a ieșit în stradă și acolo. Nu vine nimeni. Noi ne-am dus cu buldoi excavatorul, am făcut ceea ce am putut ca să putem să dăm drumul la circulație și din aceste motive și dumneavoastră, dacă sunteți la Poliția Națională și vă mulțumesc pentru faptul că ați venit, vă rog frumos să interveniți și să informați
pe cei ce au în administrare drumul. Adică drumul de naționale. De ce nu vin să-și curețe aluviunile de pe stradă? Dar nu este suficient. Ieri am curățat și pe drumul județean, pe drumul național, pe drumul de utilitate comunală și la ora actuală avem curtea de conturi în conturi, ceea ce eu nu am voie ca să intervin. Numai în situație de urgență, până ajung ei. Dar astăzi, la părău mărul, dacă punea un frân acolo în curba aia, cred că se ducea imediat și nu se mai prea până care ferată la Bogat. Da. Deci, în situații de urgență, toți trebuie să intervenim în regim de urgență. Fiecare. Adică plouă și fiecare dormim în casă, nu cred că e normal. Trebuie să ieșim să fim între oameni. Noi, consilieri locali, serviciul voluntar pentru situații de urgență, pentru președintele dumneavoastră, sunt persoane care fac parte din serviciul voluntar pentru situații de urgență. Am rezolvat problema aici, în fața pieții, cu ani în urmă, care poate la acel moment nu a fost chiar atât de confortabil. Și slavă Domnului că te-am pățit și acolo. Da, apa se scurge și lumea doarme în casă acum. O aude numai cum se scurge de la poartă. Așa. Dar la rândul nostru trebuie să ieșim afară, să desfântăm șanțul, să-l curățăm șanțul respectiv, nu numai noi cu beneficiarii legii 416, să facem de așa natură apa să aibă cursul ei, să se scurgă. Dacă nu s-o scurg și am scăpat-o undeva, în casă sau am scăpat-o în grădină, prezint un adevărat pericol. Da, m-am adresat atât dumneavoastră cât și celor care ne ascultă sau o să ne ascultă de acum. Îi rog să-și tundă iarba de la poartă și să-și curăță șanțul. Să-și tundă iarba și să-și curță șanțul. E adevărat ce spun. Da, domnule, ne-am curățat cu o săptămână sau cu două săptămâni în urmă. Da. De pe drumuri, cum am pus de piatră concasată, este destul de măruntă că nu am văzut o vânitoră. De-aia unde duce? O duce la vale. Unde poate să o intră? După intră într-un șanț. Și-o blocat și-o înfundat toate intrările în curță. Deci ieșim și ne desfundăm curtea. Nu poți într-o zi, dar vii a doua zi. Dar să-i spunem că avem persoane care ne-au spus de nu știu câte ori și-au fost și înștiințați și nu o curăță șanțul și-o lăsat pe asfalt. N-am cu ce să-l duc. N-am cu ce așa o spun. Nu am cu ce. Nu vă mai spun. Deci, domnul Otoze, aș vrea să vă întreb, acolo la Pescării, unde aveți și dumneavoastră proprietate, spuneți-mi și mie, cine duce atâta mizerie acolo, țică, spartă, cărămidă și altă? M-a sunat o doamnă din Ploiești care este proprietarul unui teren acolo, în dimineața. Proprietarul domnul Clopotar, acolo unde duce. Fără să-mi spuneți și mie, cine duce acolo? Cine duce? Dumneavoastră duce? Nu, nu, să duce. Cum da? Duce în drum, în fața terenului? Da, pe teren. Pe teren. Are cadastru, până la tot. Bine, are cadastru. De ce nu închizi terenul? Păi închis, e făcut o porție mea, s-a intrat până în poartă și-a băgat. Ce duce? Spuneți-mi și mie. Am promis că astăzi voi fi acolo. Ce duce? Spuneți-mi ce? Restul de materiale de construcție. Materiale de construcție. Chiar fără aprobare de mânui, ce acolo? Ia să voi acolo? Chiar nu-l vede nimeni? Că nu-i dus o căruță acolo. I-a dus mult. Am mai luat odată 7 mașini. Vă promit că sunt dreptul timpul mai eu. 2, 3, 7 cât ori timp. Dar sunteți consilieri și mai ales că și dumneavoastră aveți terenul acolo, și dumneavoastră. Vă rog frumos. Deci să supravegheați de așa natură și imposibil să mă găsesc că nu-l duce ziua, îi duce noapte. Nu pot. Și știți ce limbă, dar telefon și limbă. Vă rog. Deci nu se poate așa ceva. Da. Dar aveți alte probleme, dumneavoastră. Deci, repet, iluminatul public. S-a modernizat domnul Balcan în Bogata. Mai aveți depus vreo lampă? Da. Unde? Bun, dumneavoastră să faceți calculul. Bun. Așa. Domnul de acolo, astăzi? Vreau pe mașină, da. Veniți la Căiași, Dorei la Brăfie acolo și în partea noastră la Constabilescu, pe ce nu? Se lucrează astăzi. Bun. Echipele celelalte au plecat și n-au plecat în oameni? Nu, acolo sunt toți. Toți trebuie între ei. Nu, până acum și vreau să-i vine doi și până vreau să-i 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 vreau să da? Și ulițele le vom face după data de 15, cel târziu, iulie. De pe data de 15 iulie le vom schimba și pe celelalte. Am făcut deja o statistică, știm cam cât ne-ar trebui și se modernizează tot. E vorba despre ulița Stanciu la Cucuieț, Suțuianu Nicolae la Cucuieț, Chistop Cucuieț, Cotoi Cucuieț, cele patru. La larga, te rog, pe uliță la Buțeș, la Ghero, da? Acolo mai este și este și principal și este întuneric. Și celelalte ne mai aveți de completat în cărțile celelalte pe uliță la Postulat, Ion Buțeș.
Așa. Și dumneavoastră ceilalți la fel. Domnul consilier Paisa, mă adresez dumneavoastră. Să înțelegeți un lucru. De astăzi vă doresc succes. Vedeți și fac și ceilalți consilieri, să faceți și dumneavoastră, dar nu ceilalți. Știți despre cine vă doresc. Da. Deci dumneavoastră nu răspundeți numai de satul Păgheanu. Sunteți consilier în Comuna Dofteanu. Da. Gheorghiță Boboc. Valea Câmpului și Ștefan Vodă, în locul moral și răspundeți tot ceea ce se întâmplă acum. Dumneavoastră, Podisati și toate părțile sale împreună cu Diacon. Da? Da. Vă doresc succes și să munceți mult. Mulțumesc. Să știți că nu e chiar așa simplu să fii consilier dacă vrei să faci treaba. Acum, luna viitoare să vedeți, o să aduc mai mult lume aici în Casa de Cultură. Și am să rog consilierii locali să dea citire cu adevărat la raportul lor de activitate. Ce au făcut un an de zile până acum. Citesc și eu, doamna Pici și ceilalți care sunt. Și la fel o să faceți dumneavoastră peste un an de zile. Da, dacă aveți și alte probleme. Domnul Mariu, dacă mi-am spus. Tot vorbim din siguranță în șantă, așa. Râul se ieși, deci a crescut o vegetație crion, afară copaci, rătiți, tot pâitini, tot, dacă mai plouă și frunză, până se poate face un baraj undeva, dar e crescut, nu se mai vede apa. Care părâul se ieși? Deci, începând de la Supantă, la Cărteană, până la Bertalan, până la Neamiru, acolo, deci în dreptul proprietății, unde este locația, e curățat, dar unde e doar grădin, nu curăța nimeni. Cum se mai vede apa? Și mai e iată la fel de la dealul de biserică până sus, unde sunt fontanele noastre puse acolo. Chiar și prin fontanele de acolo și astea, dar pe râul, deci nu cred că a fost curățat niciodată. Nu se mai vede apa. Păi... Deci dumneavoastră ați fost aseară, da? Da. Deci în primăvara anului 2018 era curat lacrimă. N-aș vrea să arăt cu degetul că satul seata este curat. Dar lucrul ăsta nu spun mai, spun mulți. Pentru că rare ori se găsește hârtii în jurul fontanelor și acolo au trecut, nu, acolo au crescut vegetații, iarbă, atât. Domnul de la dumneavoastră trebuie să fie care este acolo. Sunt pietre, sunt aluvioni, ce sunt? Nu. Crescut, frumos, dar crescut. Vegetația mare, eu are pe tău. Cum mai sunt animale care pasă, nu știu, mă vin? Adică dacă s-ar putea curăța tot pentru populația din zona de acolo. Păi din motivul ăsta m-am adresat tuturor persoanelor să iese să-și curiță fiecare în dreptul lui. Dar este un lucru bun. Dar va și adresa și dumneavoastră niște cuvinte. La bunica dumneavoastră aici, când poți să-ți iarba? Domnul primar, am fost acum... La vecinul dumneavoastră la Fulga i-a spus voastră să curți iarba? La vecinul dumneavoastră la Alopoa i-a spus voastră să curți iarba? La bunica am fost și am fost eu, nu este al nostru. Când? Acum nu am fost cu poștarea. Păi nu știu, că era dumneavoastră că a spus acum, nu știu când, la un avocat anul trecut, ca să vă dea niște bani, verișorul dumneavoastră. Și a spus că v-a ținut stăterea mea dumneavoastră. Am eu? Nu, păi nu, așa știu că așa m-a informat, verișorul dumneavoastră. Na, da, el așa a spus. Domnul primar, eu... A, nu, așa a spus, dar să răspund. Dacă mergeți la vegetul vehicul, vedeți cine este. Nu merg, nu știu mai bine. Păi, și atunci, eu m-am dus că este bunica, dar nu sunt proprietar. M-am dus și am ajutat pe bunica, de bătrână, are 94 de ani. Și am posit. De fiecare dată acolo iese apa în stradă. De fiecare dată iese apa în stradă acolo. Da? Deci dacă este bunica și vreți să o ajutați, vă rog frumos să curățați șanțul. În primar m-am dus. Deci, pentru că la ziua eroilor, fiind bunica, vine mama dumneavoastră și o repede ia indemnizația, înțelegeți? Și eu ducă că bunica este nedeplasabilă. Ajutați-o și pe bunica ca să-i desfundați șanțul și nu mai iese apa în drumul județean. Da, înțelegeți? Dar acolo a cumpărat și a ieșit în proprietate, nu mă. Da. Păi proprietarul și... Da, păi sigur. Proprietarul l-am anunțat de fiecare dată. Păi, și v-am spus ce spune. Suntem noi din acum să vorbim și de nu, așa e. Dacă e da. Proprietar, e... Vă rog să atrageți atenția și la vecinii dumneavoastră să-și... Eu am înțeles aspectul și aveți dreptate. Păi. Să atrageți atenția și la vecinii dumneavoastră să curți iarba, că acum un an în urmă și dumneavoastră o aveți cam așa. Și când nu v-am zis în ședința consiliului local, nu ne-ați putut curăță. Trebuia să refac, dar nu și-am zis că tot amuzarea acolo și eu... Dumneavoastră aveți dreptate perfect. Atrageți atenția altor persoane care comit ilegalități. Și aveți dreptate. Adică, faptul că se întoarce mașinile în piață pe două roți și creează niște disconforturi acolo și aruncă peste tot. Da, așa am făcut eu, parcă nu am ajutat. Dumneavoastră, uitați la ce ați făcut dumneavoastră cândva.
În fiecare zi și aveți reclamații, încălcați două terenuri la piață care nu sunteți proprietari, dumneavoastră. Și nu mai arătați cu degetul că nu respecte legea. Deci dumneavoastră, în fiecare zi, tulburare de poziție. Dumneavoastră sunteți unul dintre cei care a spart trei lacăte la piață înainte de a pune camere de luat vedere. Trei lacăte le-a spart la piață înainte de a pune... Da. Lucrul ăsta l-a spus eu. Asta l-ați făcut și asta continuați. Deci să faceți numai rău. Înțelegeți? Deci dumneavoastră ați fost la școală pentru că n-aveți ce face și ați acuzat inclusiv marța în piață față de toți că pachetele au fost făcute de mine. Marii nici nu au fost marți la piață. Domnule, eu te rog frumos, vrei să scoți sticul de la piață? Marți am fost la piață. Nu marța asta, marța după ce s-a întâmplat cu toxinfecția alimentară pe data de 22 la ora 10 erați în piață. Vă arăt sticul și cu cine ați dat de vorbă. Deci atât. Deci vorbiți în dreptul dumneavoastră, uitați-vă ce faceți dumneavoastră, uitați-vă faptul că ați adus petarde și le-ați pus în garaj și ați scos toți vecinii la ora 10 și 20 de minute. Nu era nou. Ascultați-vă ce vă spun. Nu, să știi. Bun. Deci dumneavoastră, uitați-vă la ce faceți dumneavoastră. Domnul Brazin, toate acuzații pe care mi-ați adus până la ora actuală, vreo 5-6 până acum, nu aveți dreptate la niciuna, nimic. Nimic, așa. Era ora, în primul rând, era 9 ceasă, m-am dat pe tarda, da? Mi-a dat un câine în copii și nu mi-ați adus. Cui ia aprobarea de dumneavoastră? Dune de dumneavoastră aprobare să dați pe tarda. În curte la venit? În curte la dumneavoastră. Era ora 9 seara, eu îi bat un câine, nici n-am dat să-mi scot afară. Și câte pe tarda? 3. Da? Da. De unde aveți petarde? Le-am cumpărat. Da? De unde? Mi-a rămas la urmă. Da? Da. Și la anul nostru comercializat petarde? Păi le-am luat de pe piață. Bun. Au de toți. Eu am să fac o reclamație la arme și muniții și o să fiți cercetați pe toți. De unde aveți petarde de putere în care ați zgudui geamurile la toți? Nu-i de putere, e petardă luată de la anul nou din asta. Mi-a rămas petardă, nu puteam scot câini la pare. Era un câini străin. Ce deci dumneavoastră vedeți ce ilegalități comiteți dumneavoastră. Atât. Și la ora 10 când spuneți noastră în piață, la ora 10 nici nu erau copiii otrăviți. După aia s-au dat copiii. Domnule, eu vorbesc despre data de 22. Copiii au fost la ora 21 și nu a fost otrăvit niciun copil. Păi, e clar? Nu a fost otrăvit niciun copil. Da? Ce-au fost ei? Cum așa. Au fost copiii? Dacă medicii, veterinari, Spitalul Onești, Spitalul Moinești, nu au dat nici la ora actuală un diagnostic, au spus că nu îl poate da, dumneata ai fost mai deștept și ai spus să-i împut toată doftena? Nu, dar nu, domnul primar, ce poftim. Nu pot eu, am scris eu pe internet ceva. Dar poți să scrii pe internet. Domnule, te rog frumos să-ți vezi de treabă. Păi eu văd, dar vedeți așa vreau să vă primar de treabă. Păi cum am pun putut acuza pe mine, dacă eu n-am scris nimic? Dumneavoastră, dar nu scris, dumneavoastră erați în fața școlii cu diaconul Nelu și ați vorbit lucrul ăsta, este martor polițistul local. Atât ce am văzut eu? Și am încheiat. Era persoana care a avut fata otrăvită și o chema. Otrăvit, domnule, nu mai vorbim de otrăvit, domnule, la bar n-ai. Ce înseamnă otrăvit? Și dacă vine la școală, dumneavoastră v-ați supărat prezența mea la școală. Eu am copilul la școală și copilul meu nu copilul meu. De treaba, dumneata. Da? Ai înțeles? Ești consilier local și eu în doi ani de zile n-ați făcut copilul meu este implicat în chestii de asta, nu mă poate opri nimeni ca să mă duc la școală. Copilul meu a mâncat două sandwich-uri și m-am dus să văd ce-i cu el. O avut ceva? Păi dacă avea... Da, ce bătea? Eram singurul din toți părinții care au avut copii și au fost otrăviți sau cum au fost ei, au lăsat-o așa moale datorită presiunilor. Ei, dacă era copilul meu, Doamne ferește. Ce presiune, domnule? Rămâne așa. Ce presiune? Presiune care s-a făcut asupra la toți părinții care au fost otrăviți copiii. Doamne ferește. Da. Domnule, dumneata trebuie să stăpânești păi ce vorbești și nu am ce să discuți. Nu, păi nu am ce, domnul primar. Dacă mine vă știți că de câte ori începeți o discuție, vă rog să o duceți până la capăt și data timp când m-a acuzat cu nu, ceva, să aveți și... Dumneata ești un om care face evaziuni fiscale. Da. Ca să mă audă toți. Da, uitați iar. Deci, dumneata faci evaziuni fiscale. Ai pierdere pe societate 3.700.000.000 da, și trăiești într-un salariu de 3.500 al soției. Am pierdut eu 3.000.000 pe societate. Da. Cine îți ține contabilitatea este persoana care lucrează la fisc la Onești, persoana care nu are dreptul, care nu are dreptul să ține societăți și pentru lucrurile astea am spus scris la ANAF. Faceți-o revedere, dacă nu-i ține soția persoanei respective, nu ține el, deci nu puteți informa. Da, spuneți-l la cineva. Și în al doilea rând, eu vă aduc bilanțul și balanța pe bilanță, să vedeți că nu am numele pe verde, trebuie. Da? Deci dumneavoastră să nu mai arătați către alții. Arătați acolo. Da, ce faceți nu, dumneavoastră? Nu am arătat către nimeni. Da? Dumneavoastră, dacă vă prezența mea la școală și de acolo au început și amenințările și cu ce asta, nu are decât. Nu era întreabă cu dumneata ca o chestie. Nici eu n-am cu dumneata de aia. Dar te rog să fii bunic. Și vine apa prin curte și degradează asfaltul. Nu. Din cauza că s-au înfundat gurile.
vine și vine din interior, din căci... Ce ți-am spus? Vine apa prin curte, da, trece asfaltul și degradează marginea, acostamentul. Exact, exact. Ce-am spus? Ieri, când au plouat, eram prezent acolo, atât eu cât și cei de la instituții. Am asistat la așa ceva. Am văzut. Și de dimineață, astăzi am fost acolo și aseară am fost acolo. Deci, așa este. Cum văd cetățenii? Da. Aveți detalii. Deci acolo s-a desfundat șanțul, pentru că este drumul petrolier, eliberat sau nu? Am făcut adrese scrise, astăzi nu e pe mine, dar nu la adrese scrise până trei zile până vin ei, sunt încă altele. O să desfundăm noi. Și cu fost astăzi și doamne, pe ce nu le-am acasă, în legătură aici și în jur, la strada Bărbăi, cu apa aia care vorbește permanent. Eu am mai fost vreo 2 ani aici și jos la Bărbăi. Da, noi am fost astăzi. Am mai fost cu doamna Biciișatul de 2 ani și cu unul sau doi consilieri, am rugat cetățenii respectivi să facem un șanț să scurgă apa cu vială prin spatele căsilor dumnealor să lucrăm cu mai mare. Dar dacă nu vor să facă, dar să stă cu apa până la genunchi acolo, de jumătate de metru stă cu apa acolo și nu ne permite să trece prin grădina dumneavoastră. Spuneți, în care ar fi care este? Asta este situația. Eu vreau să aud și da, care asta. Da. Și cetățenii ceilalți de pe margini care m-au solicitat și îmi spun toată ziua. Da, dumneavoastră. Fotografiază balta respectivă și o domnișoară o pune pe Facebook. Da. Da. Dar ei vorbește de idei. Nu să nu văd niciodată. Și nu să dacă ne permite, noi montăm o conductă acolo și ducem apa la acolo. Dacă ne permite să trecem pe acolo, pe investiția noastră. Am fost mai bine. Și nu acces. Dar între timp, băiatul, doamne, revenit. Terenul din grădini este împărțit în două. Sunt două lucruri. Pe lotul dânsului, dânsul acceptă să facem canalul. Pe lotul cu. Bine, dar în capătul lui George, cine mai e? În capătul lui George e Simeon. Simeon, permite? Taică și când e plecat, taică și când am fost cu doamna mici atunci. Până nu vine băiatul, mai un băiat, dar... Păi, atunci ce facem? Trecem pe la concurs și pe aia ne oprim. Nu știu, să încercăm să facem ceva, să facem dumneavoastră. Dom'le, nu, încercat este așa, cu soluția pe care o gândiți dumneavoastră și vorbim cu oamenii, dacă ni se permite ca să stăpăm și să ieșim în partea asta să se scurgă, da. Dom'le, chemăm într-o zi la... Dom'le, dar a spus că el e plecat din străinătate. Nu, nu, fitanică, sunt chemăm într-o zi la străinătate. Soluția este următoare. Soluția este următoare. Vă rog frumos, duceți pe la taxi sau la altcineva, luați un număr de telefon și îl sună personal de la instituții. Dacă ni se permite, lăsăm terenul în forma inițială care a fost și scurgem apa în părău. Dar să ni se permite. Astăzi dați un număr de telefon, doamna Bici, și eu îl sun condițial. Atât. Mai departe. Da. Așa. Între Ionel Vasilică și Hangam Ionuț, avem un stil cu lampă nouă și am înțeles că nu mai are deloc lampa. De când o nu este o săptămână de când m-am înțeles. E adevărat. Dar vă întreb, ce a stat o săptămână? Nu puteți să dați un telefon? Păi știu că a venit ședința asta. Păi mai am un. Adică stăm o săptămână când astăzi a venit echipa, sunt 4 echipe și trebuie de amas la primul schimbam acolo. Trebuie să așteptăm să vină ședința Consiliului Local? Poate ședința Consiliului Local nu era astăzi și era săptămâna viitoare. Nu? Lămpele respective, repet, sunt în garanție. Nu ne costă nimic. De câte dată se urcă sus, o dă jos și pune alta nouă. Spuneam mai înainte, mai avem 60, care am dat destinații unde trebuie să le pun. Da? Bun. Acum oprim una din celelalte care sus și venim și o schimbăm acolo. Dar mie așa trebuia să vedeți, da, domnule, vedeți că la stâlpul numărul 36, pe strada numărul cutare, trebuie să schimbată lampa. Atât. Să mă duc să văd exact. Deci, vă rog. Că n-am fost eu personal. Nu trecem permanent pe acolo. Da. Umblăm pe stradă, dar nu trecem pe rămâne. Poate mai ieșteam cu poate. Deci, vă rog, un telefon atunci când a fost și o schimbăm. Sau vă spun o altă soluție. Dom'le, aveți răbdare că nu avem acolo, dar nu-ți avem. Deci nu așteptăm ședința. Da, mai departe. Da. La Bucuieți, vreau să vă spun. Deci de luni încep lucrările. Sau cel târziu marți, pe Valea Codului. Vom escava tot asfaltul de acolo, îl cărăm în altă parte, se va freza, se repede, și se va turna un alt strat asfaltic, inclusiv canalizarea de partea stângă, cum urcăm în amănânt. Deci de luni, marți, încolo, săptămâna viitoare, asta pot să vă asigur. S-a dat ordine de începerea lucrărilor, astăzi sunt documentele depuse de către dirigintele șantier la Inspectoratul de Stat în construcție pentru programul de urmărire a lucrărilor și vom începe pe Valea Codului.
În cursul zilei de ieri, nu ieri, pe data de 27, am semnat contractul pentru cele două poduri. Podul de la Jaga și podul de la Ion Cojocaru. Va trece termen de 30 de zile, proiectarea, apoi va începe execuția pe o perioadă de 12 luni cele două poduri. Drumul de pe Hăghear, pe măsura 7.2, prin proiect european, a fost pus la licitație. Nu s-a prezentat niciun ofertant, pentru faptul că o grișă a văzut pe rău acolo. Nu este dispus să lucreze, că acolo s-a luat puntea, a luat-o ieri odată, a tras-o jos și în dimineața asta nu mai era deloc folosit de acolo. A fost un ofertant și a plecat. Nu, doi. A venit, a văzut cum arată lucrarea și... Da. Acum, astăzi așteptăm avizarea, reavizarea a firmei Iași, o repunem înapoi la licitație și să vedem dacă să vă înscrie cineva. Avem bani, avem proiecte, avem aprobări și nu are cineva. Nu e cazul numai. Grădinița cu program normal, probabil săptămâna viitoare dăm ordine în începerea lucrărilor și în cel mai scurt timp să va apuca de ea, întrucât ferul de bun deja este pregătit pentru fundații și elevații. Alte probleme. Boboc, aveți ceva? Da, am făcut la apărarea campului. Am fost și înainte care a venit să facem un drum acolo, să facem un deșant de unde? De la Barabașa, pe acolo, stă la ultima casă, din partea lui Dănuț Polcate, când este mine, să facem o șansă de către Mihai Cosoș. Acolo nu există șansă, e o șansă foarte mică. Să facem o șansă acolo, ca să nu iei apă, de acolo, să vină să facem o șansă. Ne-am apucat de pus teatră compensată pe Valea Câmpului. Ai fost și tu acolo. Da, te rog frumos să stai, să fii prezent acolo. Deci să fii prezent acolo. Da, când se fac aceste lucrări și așa cum solicit oamenii, așa face. Da, și aveți de lucru, aveți tot. Le-a începe cu Valea, să începe face șanturile. Deci de acolo, de ca partea să vă timpul vorbim înapoi până la Ion Cosoș și panta aia la Bășitece de Cosoș spre Răstruală, spre Dumnezeu de acolo, să nu e neapă pe drum. Acolo vă spală tot, să faci cum au șansă partea asta, cum a fost înainte, așa era, acum toți au venit cu lardul din drum și nu mai e șansă. Și facem cumva să găsim o înțelegere cu oamenii de acolo, în protejăm de unul, să ne dea voi să facem tot. Azi punem bala asta, doua zi plouă, nu e spală iar. Unde să ne dea voi să facem? Prin grădinile lor? Să-și mute, cu răfost, că eu țin din care am copil, acolo vreau o șansă partea asta. Asta e greu de spus. Nu fac cu imposibil, dar e... Da. De la Răstrăoarul Paul, până din Dragomir, până chiar la Turba, o partea stângă, o zis că nu șansă, nu mai este. Și acolo să facem șansă. Am spus. Mergeți acolo. Acolo nu se montează lăni, vă rog frumos să fiți și voi acolo, așa cum ai fost de acolo, și ceilalți și ceilalți consilieri, să fiți participanți. Da, tot acolo a fost cu soția lui BVC. Exact, în, la Turba, acolo. Cred că un toți bată pe mașină mare, o treaba țeava aia, pot trebuie un oblic. Îți mă vedești un tub de 800 sau de 600 de litri. Da, da. Aia era țeavă de traș, să știi. Dar uite cu greutate mare sau mașina din bună. Da, din... Da. Da, altceva. Dacă nu mai aveți alte probleme, vă mulțumesc cu participare și pentru vot.